Ghierme și Adi Popa și-au păstrat locurile de titulari. În schimb, este exact același 11 pe care a mizat Mirel Rădoi și la meciul din etapa trecută câștigat cu cei de la Chiajna 3-1. Iată-l pe Husin Carja. Marocanul combină cu Adi Popa mingea înapoi la râpă. Vedem pe această imagine și linia de mijloc a celor de la FC Voluntari. Sunt mai puțin de 5 oameni acolo. Maftei joacă în fața apărării. Vor încerca să pătrundă în diagonal în centru și de acolo să finalizeze cu șut. Amrun, marginea careului, Stanciu pătrunde în suprafața de pedeapsă. Stanciu, gol! Gol marcat de Steaua repede în minutul 8. O acțiune foarte bună a lui Stanciu, care caută colțul lung, respinge balaurul în față, iar Amrun înscrie al doilea său gol în tricoul Stelei. Amrun punctase prima dată în partida de la Severin cu Pandurii, câștigată de Steaua cu 3-0. Tot Amrun a stat la originea acestei faze, el a preluat acel balon la marginea careului Voluntarului, tot el a fost la finalizare în fața porții după respingerea lui Balaurul la acest șut central al lui Stanciu. 1-0 pentru Steaua și iată reacția. În această primă parte a întâlnirii, iar Steaua combină foarte lejer dincolo de centrul terenului. Carja sare acolo peste minge Stanciu, Chipciu intră în careu, Chipciu șutează, însă era într-un unghi închis, nu prea avea cum să-l învingă de acolo pe Balauru. Priză bună la minge pentru fostul portar al celor de la ASEA Târgu Mureș sau Rapid. Foarte ușor a fost scos din joc. Posibilitățile limitate totuși ale echipei din Ilfov. Amrun pentru Ghierme. Ghierme nu poate să treacă de Laurențiu Rus. Amrun cu ceva probleme. Laurențiu Rus dă mingea în afara terenului. Noi îl vedem pe Carja, însă problemele sunt la Amrun, autorul golului. Nu știu dacă mai poate continua. Îl văd pe Enceanu trimis rapid la încălzire. Iată momentul în care Amrun acuză probleme musculare. O pasă lui Ghierme spre Carja. Acum Chipciu! Gol! Steaua! Gol Alex Chipciu! Husin Carja contribuie din plin la această reușită a lui Chipciu, care practic mai risipește din emoțiile câte au fost pentru Steaua. Și la 1-0, Chipciu marchează pentru a patra oară în acest sezon. Este cel mai bun marcator al Stelei în Liga 1, în actuala campanie. Vedem aici mingea deviată de Carja pentru Chipciu și finalizarea cu stângul așteptarului Stelei. 2-0 pentru echipa lui Mirel Rădoi. Para se înțelege din ce în ce mai bine Husin Carja și Alex Chipciu în meciul cu Concordia. Carja a pasat din prima pentru Chipciu, care a obținut acel penalti transformat de Nicușor Stanciu. O fază și Voluntariul irosește o șansă bună. Și acum Filip, o verticalizare spre Chipciu. Chipciu accelerează, Chipciu în careu, Chipciu continuă, cade Chipciu și va fi penalti pentru Steaua. Și cartonaș galben pentru Achim. Extraordinară accelerarea lui Chipciu pe ultimii metri din fața porții lui Balauru. Iată momentul când e împins de Achim. Aici e momentul, a știut să și cadă, există contact, chiar dacă unul discret, dar e acoperit.
La Nicușor Stanciu, a marcat și în etapa trecută cu Concordia Chiajna. A dus și victoria Stelei cu Viitorul, 3 meciuri consecutive cu gol pe teren propriu. Să vedem dacă va avea Stanciu după acest penalti. Stanciu! Gol Steaua! Gol Nicușor Stanciu! Al patrulea său gol în Liga 1 în acest sezon. Steaua Voluntari 3-0, într-adevăr. 3 meciuri la rând pe Arena Națională cu gol pentru Stanciu în tricoul Stelei. Revedem penaltiul scos de Kipciu și împins de Achim de la spate și apoi finalizarea lui Stanciu, a bătut pe centru și sus. Iar Balau a plecat în colțul din dreapta sa. Corner bătut de Ahmed Kone, mingea respinsă de același Carja. E penalti și pentru Voluntar, obținut de Sasha Novakovic. Paul Pap abia a intrat pe teren, îl faultează pe fundașul central al Voluntariului în interiorul suprafeței de pedeapsă. Și Chiajna a avut penalti aici pe Arena Națională cu Steaua. L-a tras mai întâi, după care l-a împins Pap pe Novakovic. Ar fi prima sa reușită în acest sezon. Olandezul Gusens, spuneam, fostul jucător al lui Feyenoord, crescut la academia lui Ajax, față în față cu Niță, șutează Gusens, gol! Marchează Voluntariul, se termină seria partidelor fără gol marcat pentru ilfoveni, însă această reușită nu schimbă cu foarte multe datele problemei. Mai sunt 21 de minute plus prelungiri și Voluntariul trebuie să mai marcheze de două ori pentru a obține un punct. Nu știu cine crede în această variantă, însă e de datoria ilfovenilor să o facă până la final. Mai sunt 10 minute din această partidă. Adi Popa încearcă o pasă pentru Tade. Minge ajunge la Frances Tade. Oprite! Oh, de Achim și apoi vine șutul lui Enceanu pe lângă țintă. Nu reușește Tade să finalizeze această acțiune. Bună pasa lui Adi Popa, care a rămas întins pe gazon în marginea careului advers. E nevoie de intervenția stafului medical al roșialbaștrilor. Blochează Achim șutul lui Tade, apoi Enceanu din prima șutează Laurențiu Rus spre Voduț, preluarea e bună, Voduț intră în careu, pasa pentru Iorga, din nou Voduț, peste poarta lui Niță. Și ce ar fi însemnat un gol al Voluntariului în acest minut 85, un final de coșmar pentru Steaua, un final tensionat, după ce roșialbaștri au avut 3-0, au scăpat un pic jocul din mână. Voluntariul a prins mai mult curaj, mai ales după golul de... E de comentat oricum și subiectul cascade improvizate de pe cel mai mare stadion al țării. Pancu șutează, Pancu prinde însă Niță. Minutul 89, Steaua, Voluntari 3-1. Nu uitați, mâine ultima partidă a etapei la 21 în direct pe Digi Sport 1, Concordia Chiajna, Dinamo. Aici Tade. Stanciu împins de Vodus, continuă să rămână pe picioarele sale de carul Stelei. Din nou Stanciu. Toșca, sunt ultimele secunde aici pe Arena Națională, au expirat cele 3 minute de prelungire și în acest moment se aude și fluierul lui Adrian Cojocaru. Steaua o învinge pe FC Voluntari cu scorul de 3-1. Este un al treilea succes la rând pentru Steaua în toate competițiile, al doilea în Liga 1.